să punem versetul 2 Corinteni 5 cu 10 pe ecran. Pentru a-l rosti încă o dată, s-a citit deja, dar să-l rostim cu toții cu voce tare. Haideți! Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Amin. De ce un astfel de text care, bine se spunea, ar merge și la mormântare? De ce? Pentru că atunci când ai în față un examen, este absolut corect și normal să te gândești la întrebările de la examen. Când am făcut științele economice la Cluj, totdeauna vreau să știu cam ce întrebări se vor pune la examen. Ei bine, din textul citit, pasajul citit, vom căuta să extragem 5 mari întrebări, al căror răspuns nu are voie să fie greșit dat din partea noastră. Începând cu versetul 14 din 2 Corinteni, capitolul 5, verset cu verset ne sunt prezentate așteptările lui Dumnezeu față de noi. Și bine ar fi ca aceste așteptări să fie îndeplinite cât mai bine cu putință. Pentru că suntem la început de nou an și pentru că am primit libertatea să fiu liber cu dumneavoastră și înaintea dumneavoastră, haideți să ne uităm puțin la 2015. Sigur, foarte bine au anticipat mesajul cântecele, majoritatea, care privesc și priveau venirea Domnului și unul din cântece spunea răpirea va avea loc când Domnul va vrea. Deci, sigur că nu ne pronunțăm în această privință, când anume, nu este dat omului să știe ziua și ceasul, nu știm de ce nu scrie acolo luna și anul, dar trebuie să știm ce ne așteaptă. Și pentru că sunt și oameni de afacere aici, a căror implicare binefăcătoare a ajuns chiar și până în județul Mureș și în alte părți ale țării, haideți să vedem câteva considerații asupra lui 2015. Astea considerați oarecum în afara subiectului care mi-l propun să-l abordez. În primul rând, începând cu 24 septembrie 2014 până în 13 septembrie 2015, perioada aceasta este o perioadă de an sabatic după calendarul evreiesc, acel Shemita. De ce este interesant acest lucru? Sunt oameni care au studiat ce s-a întâmplat în anii aceștia numiți sabatici după calendarul evreiesc în America și nu numai în America, ci în lumea întreagă. Și s-a ajuns la o concluzie care ne poate da de gândit. Sau mai degrabă ne poate pune în gardă. Nimeni nu vrea să sperie pe cineva, ci doar să fim puși în gardă. Ce s-a constatat? Că marile crize economico-financiare din America și din lume au fost suprapuse peste anii sabatici evreiești. S-a mers retroactiv de către oameni care cunosc domeniul acesta și nu sunt niște, mă rog, persoane care se pronunță pe gratis, cum s-ar spune așa, fără acoperire, și s-a văzut că tot din 7 în 7 ani, atunci când Dumnezeu ar fi vrut să binecuvinteze America și lumea întreagă, în virtutea promisiunilor legate de anul sabatic, pentru că oamenii n-au ținut seama de așteptările lui Dumnezeu cu privire la modul de manifestare într-un astfel de an, în loc să vină binecuvântarea, a venit blestem. Și toate crizele se merge cu 50 de ani în urmă, dar chiar până în 1930, când a fost Marea Depresiune, Marea Criză Economică, s-a stabilit că au fost tot la 7 ani. Haideți să ne amintim că în 2008 a fost o criză, pe când la noi economia duduia, nu-i așa? Dar a venit în 2009 și la noi. Haideți să ne amintim că în 2001 a fost 9-11, nu? Septembrie 11. Și tot așa, mergând din 7 în 7 ani, au fost probleme mari. Ei, se așteaptă și marii finanțiști mondiali, marii economiști, spun că anul acesta va fi un an dramatic din acest punct de vedere. Bine ar fi să nu fie așa.
Eu voi aduce câteva informații ca să fim în gardă. Mai e încă ceva legat de anul acesta. Unii au opinia că după anul acesta urmează anul jubiliar. Cei care cunoaștem puțin Vechiul Testament știm că Dumnezeu a poruncit nu doar ținerea unor ani sabatici, tot din 7 în 7 ani, ci după de 7 ori 7 ani sabatici să vină acel an de îndurare numit în Isaia 61, dar care de fapt e un an jubiliar, deci consumarea a unui ciclu de 50 de ani. Dumnezeu lucrează cu un compas nu de un an, doi, 50, sute și chiar mii de ani. Ei, dacă ar urma într-adevăr acest an jubiliar după anul acesta, problema ar fi și mai accentuată, problema ar fi și mai interesantă. America a devenit, din punct de vedere matematic, insolvabilă. Deci datoria este așa de mare încât efectiv nu poate scăpa de ea. Nu mă voi puncta pentru că nu vreau să ne oprim la asta. Se discută foarte puternic de înlocuirea dolarului ca valută pe plan internațional cu un pachet de valute. Mișcările din piețele financiare sunt niște mișcări anticipative. Deci anticipează o criză majoră. Și cei care urmăresc ce fac mari, bancheri mondiali și proprietari mondiali, așa, mari bogătași ai lumii, au observat că ceea ce fac ei acum și ce au făcut încă în anul trecut a fost ceea ce au făcut înainte de perioadele de criză majoră, înainte de 2008, înainte de 2001. Scăderea prețului petrolului este o armă politico-economică. Practic, e o luptă între Arabia Saudită, care a deschis rezervorul indiferent de preț, așa, și Iran, care este de o altă factură, așa, și e o luptă de genul acesta. Mai mult e implicată și Rusia, a căror venituri scad extraordinar din cauza scăderii prețului petrolului. Perspectiva războaielor e și se impune ca o soluție de forță majoră. Observăm că lumea se schimbă și este din ce în ce mai periculoasă. Cineva a analizat comportamentul țărilor și a piețelor mondiale, economico-financiare, înainte de primul război mondial, înainte de al doilea război mondial, și se spune că tare se aseamănă această dezechilibrare economică, grupurile teroriste, fundamentalismul naționalist, în cazul nostru islamul radical și atâtea altele. Ei bine, am lăsat la urmă ceea ce este cel mai interesant, este că Israelul este din ce în ce mai mult într-o menghină care îi va conduce, cum spune profetul Ezechiel, în pustia popoarelor, într-o izolare internațională feroce, în perspectiva de a trebui să se salveze atacând unde trebuie să atace, în jur. Nu ne dorim acest lucru, dar Biblia arată că arcul Elamului va trebui să fie zdrobit și tare mă tem că suntem aproape de un atac din partea Israelului asupra Iranului. Știți probabil că, și cu asta și închei, că în momentul de față este instabilitate politică în Israel, Parlamentul s-a dizolvat și în 17 martie, dacă bine rețin, urmează să aibă loc alegeri. Benjamin Netanyahu, actual prim-ministru, care prin profeție s-a spus despre el că va avea 2 mandate, speră să obțină și în continuare un mandat, dar în ce mă privește sunt content și pe acea profeție și nu intru în detalii, că nu va mai avea șansa să mai revină, el fiind mult mai deschis față de creștini, mult mai radical în a proteja Israelul. Se prefigurează acel tratat de pace, statul ISIS, islamic, așa, încet, încet se apropie de granița Israelului și ei, practic, nu vor avea ce face decât să accepte acel pact de 7 ani, deocamdată se vorbește de 10 ani, dar se poate schimba compasul, nu-i așa? Și un ultim lucru, creștinii sunt tot mai persecutați. Textul programat astăzi, și mulțumesc fratelui Ghiurău că m-a lăsat să predic în locul dumnealui, privea o persecuție a apostolului Pavel. Vreau să vă spun ceea ce știți deja, că cercul persecuției se închide, conform psalmului 2, liderii națiunilor
oamenii, în general, nu mai pot să suporte pe reprezentanții lui Dumnezeu și a unsului său, respectiv Israelul și Biserica, și iată că în Orient Apropiat mor creștinii pe capete, sunt decapitați, lumea civilizată, zis, nu protestează și așa mai departe. Deci suntem în perspectiva unor evenimente dramatice, dar vestea cea bună este că Dumnezeu e în control. Amin. Slăvit să fie El! Aleluia. Mai mult, El are un plan și planul Lui se va duce la îndeplinire. Și mai mult, detaliile acelui plan se descoperă cercetătorilor sinceri care caută să vadă ce trebuie să facă poporul lui Dumnezeu în aceste vremuri și ce trebuie să facem. Avem trei mari obligații față de Dumnezeu, față de biserică și față de cei nemântuiți. În trei cuvinte, cu toții știți și vi s-au spus de atâtea ori cu siguranță, în ceea ce privește pe Dumnezeu, cuvântul potrivit pentru relaționarea corectă la Dumnezeu este înalță-L. Și mă bucur că în biserica aceasta numele lui Dumnezeu este înălțat și glorificat. Amin. Cu privire la biserică, termenul potrivit este echipiază. Și noi suntem aici nu pentru ca să ne, să spun așa, îndeplinim actul religios de care suntem în stare, ci suntem aici și trebuie să fim aici ca niște oameni care ne instruim, ne echipăm pentru a ieși afară și a lucra ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Și apoi în relația cu lumea nemântuită, sigur, evangelizează și aveți atâtea proiecte, aveți vreo 10 echipe plecate astăzi din biserică în diferite părți, dar ce zice, se poate mai mult? Zilele trecute am fost la o mormântare la Sibiu și soțul sorei care trecu la Domnul, era și rudenie cu mine, venise băut la mormântare în sfârșit și m-am apropiat de el și am zis, domnule, cred că mesajul ar trebui să fie acela mai aproape de Domnul, mai aproape de el, cum preotul Iosif Trifa a spus când i-a murit nevasta și câțiva copii așa, a zis, nu trebuie să fiu mai aproape. Eu nu trebuie să mă apropie mai mult. Dar zic, cum? Eu recunosc că mă pot apropia mai mult de Domnul. Zice, nu, că eu dacă mă apropie mai mult, mă ard. Ei, noi să ne apropiem mai mult de Domnul și ne vom încălzi. Amin. Și ne vom responsabiliza pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. De fapt, și aici începe mesajul din textul nostru, mă uit și la ceas, evident, fericirea care dă valoare la toate celelalte fericiri, știți care este? Fericirea de a fi găsiți veghind la revenirea Domnului. În Luca 12 am putea să mergem la texte să le citim, timpul nu ne permite. De două ori se spune ferice de robia aceea pe care stăpânul îi va găsi veghind la revenirea lui. Ce folos ar fi să avem parte de alte fericiri și sunt atâtea pe paginile Scripturii, dar când va veni Domnul să rămânem cumva repetenți. Textul acesta vorbește de o anumită fază a judecății. Sunt oameni care învață, teologi chiar, preoți, pastori, care spun că va fi o singură judecată a tuturor, și cei buni și cei răi. Și Dumnezeu, Iisus Hristos, va avea aceeași față, aceeași comportament cu privire la toate entitățile, și la cei mântuiți și la cei nemântuiți. Eu nu pot crede așa ceva. Nu poate Domnul Iisus Hristos veni și la mireasă, cum va veni împotriva dușmanilor Lui. În cuvântul Domnului, și haideți să mergem pe acest verset, la 1 Petru, capitolul 4, versetul 17, scrie căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Mie mi-este foarte clar că aici este vorba de o etapizare a judecăților lui Dumnezeu și în cazul nostru, ceea ce am citit, este vorba de judecata de răsplătire. Nu așa s-a citit, ca să fiecare dintre noi să-și primească răsplata, nu pedeapsa. Deci, la acea judecată de răsplătire nu vor ajunge cei nemântuiți. Noi credem că există mai multe judecăți, nu le expunem aici, vi s-au spus, sunt convins, dar atunci când va veni Domnul, atunci când va avea loc răpirea, va avea loc o judecată de evaluare. Dați-mi voie să vă întreb și s-ar putea să mai comunicăm cu dumneavoastră, mie așa îmi place. Cine vrea să fie găsit la acea judecată de evaluare, cum zic americanii, ok sau în regulă, pregătiți și cu o notă cât mai bună? Cine vrea lucrul acesta?
Oare nu toți vrem? Cred că toți vrem, dar poate unora ne este mai greu să ridicăm mâna sau nu suntem obișnuiți cu asta. Eu vreau să ies cât mai bine posibil acea judecată și vreau să cunosc capitolele de evaluare ale lui Hristos vis-a-vis de biserica lui, vis-a-vis de fiecare credincios, fiecare individ în parte. Pentru că Dumnezeu nu ne va judeca la grămadă, nu ne va judeca en gros, nu, ne va judeca individual pe fiecare în parte. Și haideți să vedem care sunt aceste capitole evidențiate, cum am spus, verset cu verset. Nu că nu le-am ști, haideți să ni le reamintim. Versetul 14. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Căci dragostea lui Hristos ne strânge. Traducerea Cornilescu nu este chiar așa de sugestivă cu privire la ce cuvânt ar trebui să fie folosit acolo la strânge, da? Traduceri mai vechi au spus ne constrânge. Și astea au surprins ceva mai mult decât, mă rog, traducerea actuală pe care noi o folosim. În alte traduceri este căci dragostea lui Hristos ne obligă, căci dragostea lui Hristos ne motivează. Și acum întrebarea numărul 1. Care este motivația pentru care fac ceea ce fac? E o întrebare extrem de importantă și extrem de greu de dat un răspuns la ea. Răspunsul corect care ar fi? După versetul acesta. Dragostea lui Hristos mă motivează. Dar oare pe toți lucrătorii creștini îi motivează dragostea? Apostolul Pavel spunea despre unii care predică Evanghelia din duc de ceartă și vai cât sunt din aia care din duc de ceartă fac ceea ce fac, chiar pe tărâm religios, să arate că denominația lor e superioară altei și așa mai departe, din slavă deșartă, din mândrie, alții pe motiv de câștig material, spune și asta Petru, oare pe mine, oare pe dumneavoastră, ce vă motivează să faceți ceea ce faceți? Un traducător al unei biblii, Dake, el a tradus și Biblia, a scris și multe cărți, Dumnezeu a îngăduit să aibă într-o noapte un vis revelator cu privire la motivațiile pentru care el făcea ceea ce făcea. Și a constatat pe o diagramă că scria 30%, dau niște procente aproximative, câștig material, 25% mândrie, 15% altceva și altceva și 7% era dragoste. Și s-a speriat omul. M-am întrebat, sincer, aplicând întrebarea asta, testul acesta la mine însumi și am zis, de ce vreau să slujesc în Oradea? Care mi-e interesul? Sigur, mulțumesc colegilor de la Credo că aflând că sunt aici, au venit să filmeze. Nu poate fi vorba de așa ceva. Sunt destul de prezent la Credo, nu mai era nevoie de o prezență în plus. Nici de alte motive am zis, nu pot să stau acasă și să nu vorbesc de dragostea lui Hristos, să nu vorbesc despre Cel care m-a mântuit, să mă întâlnesc cu frații și dacă nu slujesc neapărat, să fim împreună. Fie ca dragostea lui Hristos să ne motiveze. Amin. Și să mergem în urmă pe firul vieții noastre și să ne întrebăm din ce motiv am făcut anumite alegeri, pentru că alegerile noastre vorbesc despre noi. Cum ne putem verifica dacă ne-a motivat dragostea noastră sau nu? Mergând pe firul alegerilor noastre. Dar haideți că mergem la, să spun așa, o aplicație. Cum aș putea să fiu găsit iubind? Și dați-mi voi să vă spun că în afară de auzirea vocii lui Dumnezeu, asta este problema cea mai gravă a creștinilor, a creștinătății, dragostea. Cum putem să iubim până la capăt? Cred că cu toții vrem să nu fim găsiți pe ultima sută de metri a slujirii noastre, a vieții noastre, într-o poziție necorespunzătoare, ci am dorit să fim găsiți iubind. De la cine putem să învățăm cum ar trebui să ne menținem dragostea? De la Domnul Iisus. Dacă mergem în Ioan capitolul 13, găsim trei motive pentru care Domnul Iisus Hristos spune că i-a iubit pe ei săi și i-a iubit până la capăt. Care sunt motivele astea și cum am putea și noi să iubim până la capăt? În primul rând, scrie că
Iisus știa că i-a sosit ceasul. Cred că, deci Ioan 13 cu versetul 3, dacă se dorește, se pune, dar haideți chiar să mergem ca să nu creăm probleme celor de la videoproiector. Deci, versetul 1, Ioan 13 cu 1, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl. Știți când putem să iubim până la capăt? Când știm adevărul despre fragilitatea vieții. Când știm cât de scurtă e viața. Atunci când crezi că mai ai de trăit mult, trăiești, poți trăi, pot trăi la întâmplare. Dar Domnul Iisus Hristos știa că i-a sosit ceasul să plece. Cineva spunea, când pistonul inimii bate într-o extremitate și alta inimii, îl întreabă pe Creator să mai bat odată? Viața noastră este extrem de fragilă. Haideți să luăm aminte. S-au dat niște semnale, chiar acum ați auzit și dumneavoastră, de o mamă a 6 copii, parcă, fica fratelui Păstorov, Opriș, și alte persoane care au trecut la o vârstă, la 30 și ceva de ani, dincolo. Suntem atât de fragili. Doamne, ajută-mă să nu cred că viața mea durează nu știu cât de mult, ci să calculez și să știu că viața este extrem de fragilă. Sunt extrem de trecător. Te consideri așa? Dacă nu, nu vei putea să iubești până la capăt. În al doilea rând, scrie aici că, în Ioan 13, că Iisus știa că, în versetul 3, că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini. Aș vrea să vă întreb, câți proprietari sunteți aici, suntem aici, proprietari de case, proprietari de mașini, de terenuri, de... Câți proprietari suntem aici? Am putea să ridicăm o mână sus? Nu vă grăbiți să ridicați, că nu vreau să vă prind în cursă. Pentru că nu suntem proprietari. Domnul Iisus știa adevărul despre posesiunile vieții. El știa că de la Tatăl le-a primit. În Roman scrie că ce ai și să nu fi primit. În altă parte scrie în Psalm, al Domnului este pământul cu tot ce cuprinde El. Nu pot iubi până la capăt pentru că cred că sunt proprietar. Al casei mele, al mașinii mele, așa mai departe. Sigur, din punct de vedere legal, pământesc, așa este, nimeni nu contestă. Și tot meritul pentru cei care au mult față de alții. Dar, pe de altă parte, responsabilitatea este mare, pentru că sunt niște lucruri pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră, ca prin acestea noi să slujim Domnului și semenilor noștri. Doamne, ajută-ne! Amen. Și ca să vă descrețesc frunțile, știind că și păstorul dumneavoastră e mai deschis în privința asta, așa, ci că un evanghelist itinerant ajunge undeva într-o comună, într-o localitate așa de țară și i-a arătat proprietarul, era un chiabur, un bogătaș al vremurilor acelora, credincioși, pocăit, avea foarte, o stare materială foarte bună. Și i-a arătat tot ce avea acolo și între altele i-a spus, uite, la noapte tu te vei culca în camera aceea, uite, am pregătit niște paie, ceva pe ce să stai, o dună să te acoperi. Și bărbatul acesta, evanghelistul, a spus, bine frate, dar oare a cui o fi pământul și universul ăsta întreg? A Domnului. Dar oare țara asta frumoasă, a cui e? A Domnului, dar pădurile și casele din jurul nostru, ale cui sunt? Ale Domnului. Dar casa asta a cui e, care mi-a arătat-o? A Domnului. Dar patul ăla pe care l-am văzut în camera cu tare, a cui e? A Domnului. Păi lasă atunci robul Domnului să doarmă în patul Domnului, nu-l culca pe paie, da? Noi zicem că e a Domnului, dar dovedim că e a Domnului? Dacă pot și dacă vreau să iubesc până la capăt, trebuie să știu trei adevăruri și o să amintesc și al treilea. Odată adevărul cu privire la viața mea, cât este de scurtă, astăzi ești, mâine nu mai ești. Charles Baudelaire spunea, nu poți uita că timpul trece decât întrebuințându-l. Doamne, ajută-ne să vă întrebuințăm. Adevărul despre posesiunile vieții, toate le-am primit de la Domnul, chiar dacă și prin sudoară, munca noastră susținută. Și în al treilea și ultimul rând, cu privire la modul în care pot iubi până la capăt, mai amintesc că Domnul Iisus Hristos spune că știa... Și tot în versetul 3 scrie,
Ioan 13:3, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Calitatea vieții, demnitatea vieții. Noi nu putem trăi oricum. Noi am venit de la Dumnezeu și mergem la Dumnezeu. Noi știm originea noastră nu din maimuță, nu din amibă, ci din Dumnezeu și mergem la Dumnezeu. Și comportamentul nostru nu poate să fie altul decât ca unui fiu de Dumnezeu. Se spune că la Palatul Buckingham, unul dintre prinși, un prințișor, a văzut niște copii în afara grădinii palatului, mă rog, a curții imperiale, jucându-se în noroi și era așa o mare veselie acolo. Și a cerut majordomului care era cu el, lasă-mă și pe mine să mă duc acolo să mă joc. Și a spus, nu, tu ești prinț, tu ai o anumită ținută, tu nu te poți duce acolo. Domnul să ne binecuvinteze să învățăm de la Domnul Iisus să iubim până la capăt. Amen. Și chiar dacă accentuăm nevoia iubirii noastre, în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 10, se spune și tot, dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a murit pentru noi. Binecuvântat să fie Domnul. În 1 Ioan 4, cu 16, scrie și noi am cunoscut și am crezut dragostea lui Dumnezeu. Suntem chemați la a iubi, la a avea motivația iubirii, nu forțați de Sinai, ci forțați sau determinați, mai exact spus, de Golgota. Iisus a murit în locul meu. De atunci sunt rob din dragoste lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă! Prima întrebare este aceasta. Care e motivația vieții mele? Și v-aș ruga, încercați să faceți exercițiul acesta de analiză, de introspecție lăuntrică, pentru că odată va trebui să răspundem la întrebarea asta. Și dacă acum, în fața analizei noastre, s-ar putea să nu ieșim bine, cum va fi în fața celui care are ochii ca para focului? În versetul 15 din 2 Corinteni 5 găsim scris: și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Cândva mi se va pune întrebarea: pentru cine ai trăit? Iar acum se pune întrebarea și Dumnezeu îmi pune și vă pune întrebarea: pentru cine trăiți? E legitim să îmi pun această întrebare? Așa spunea versetul acesta. Iisus de aceea a murit ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Trăiesc pentru mine sau trăiesc pentru Iisus? Când am vrut să merg la o școală, am avut în vedere interesul doar personal, tot întreb pe nepoții, avem 4, vin alți 2 băieței pe drum, așa, sunt pe cale să ajung în lumea noastră, păcat că e lumea atât de tulburată, și întreb ce vor să se facă când o să fie mare, mari. Ei bine, haideți să ne punem această întrebare: pentru ce alegem, facem anumite alegeri? Dacă ești cinstit și sunt cinstit cu mine însumi, pot să-mi răspund. Și eu am mers pe firul vieții mele și m-am analizat. După Revoluție, de exemplu, când au început perioada asta mai largă de implicare în evangelizare și așa, am avut oferte de diferite feluri, dar am ales un anumit gen de implicare. Și alegerile mele, alegerile dumneavoastră, vorbesc despre noi. O școală, ziceam, o profesie, o afacere, doar din punctul meu personal, am ales-o. Stabilirea într-o țară, pe un continent sau altul, într-o zonă a țării sau altul, e implicat Dumnezeu în toate astea sau nu e implicat? Dacă nu pot spune da, obiectivul meu n-a fost strict personal, trebuie să ne îngrijim și de familia noastră, de existența noastră, ci obiectivul meu a fost, în primul rând, să slujesc pe Dumnezeu mai bine. Doamne, ajută-ne! Când ni se va pune întrebarea pentru cine ai trăit, să poți să spui: Doamne, cu umilință, datorită harului Tău, datorită exemplului pe care mi l-a dat Domnul Iisus Hristos, n-am trăit pentru mine, ci am căutat să trăiesc pentru Iisus. Doamne, ajută-ne! A treia întrebare rezultă din versetul următor, versetul 16. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Cum îl cunoști
pe Domnul Iisus Hristos. Cum îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos? Emisiunea, mă rog, pe care o coordonez la Credo TV, se intitulează Să-L cunosc pe El, Filipeni 3:10. Și am avut zeci, ca să nu spun sute, de invitați care au mărturisit cum au ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Și întrebarea care ni se pune acum, ni se va pune odată atunci, este cum L-ai cunoscut pe Iisus Hristos? În Ioan 17:3 scrie și viața veșnică este aceasta, care s-a aparținut cultului penticostal, nu? Sau baptist, sau ortodox, sau mai știu eu, nu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Cum îl cunosc pe Domnul Iisus? Ați avea bunăvoința pentru slava lui Dumnezeu și bucuria lumii nevăzute să faceți niște confirmări dacă L-ați cunoscut sau nu pe Iisus Hristos în diferite modalități, profile biblice, pentru că răspunsul la întrebarea cum L-ai cunoscut pe Hristos trebuie să fie nu în felul lumii, ci în felul biblic. Și noi să putem răspunde pozitiv. Cine dintre cei prezenți îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal? Aleluia. Cine îl cunoaștem? Slavă lui Dumnezeu! Îmi amintesc atât de bine când veneam cu șahul sub braț de la un concurs pe țară, de la Galați. Fusesem triplu campion județean la șah, al șaselea pe țară, ca junior, în curtea casei părintești din Târgu Mureș, corul Bisericii Penticostale colinda. Pentru mine a fost momentul adevărului. Am zis, eu după ce alerg? Urma să fiu în echipa națională, ca junior și așa mai departe. Și în noaptea aceea mi-a mărturisit lipsa de dragoste și de atenție față de Iisus Hristos și pentru mine Crăciunul reprezintă nu doar evenimentul în sine, am zis Crăciunul. Comemorarea nașterii Domnului, nu doar evenimentul în sine, ci faptul că Dumnezeu m-a născut pentru cer, pentru El, mi-a iertat păcatele și îl laud pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Cum pot să ajung mântuit? Eu nu știu dacă aici este cineva care încă nu l-a primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Ultimul verset care fratele l-a citit spune așa, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Este atât de simplu, este marele schimb. Tot răul care ni se cuvenea nouă l-a purtat Domnul Iisus. Și toate binecuvântările care le merita Domnul Iisus Hristos ne-au fost atribuite nouă. Și noi zicem, binecuvântat să fie Domnul. Prin credință poți face schimbul într-o secundă și poți să-L ai ca mântuitor personal. Cât să-L avem pe Domnul Iisus Hristos ca vindecător? Eu mi-amintesc că fata noastră, chiar Alina, care locuiește aici la dumneavoastră, a fost atât de bolnavă, septicemie, meningococemie, concomitent. Medicii au spus că nu mai are șanse decât 1 din 10.000 să trăiască și ne-am rugat Domnul împreună cu frații, cu prietenii și Domnul a vindecat-o și ne-a dăruit 2 nepoți și toți bunicii se laudă cu nepoți, așa că vă asigur că sunt nepoți excepționali. Aseară i-am pus să cânte, să spună Psalmul 23, Tatăl nostru, toate, la câțiva anișori. Și Domnul a vindecat-o. Îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos ca vindecător. Îl cunosc și dumneata în viața personală sau familială? Nu-ți fie greu. Laudă-L pe Domnul, ridicând o mână și mărturisind vindecarea lui Dumnezeu. Cât îl cunoaștem ca purtător de grijă? Ca unul care ne-a salvat de la moarte? Aseară le-am povestit nepoților întâmplări din viața mea. Cum l-am cunoscut pe Domnul Iisus și fetița cea mare e aici la școala pregătitoare, acum în clasa pregătitoare, a zis, bunicu, chiar așa a fost. În 21 februarie 1981 era să pun mâna pe 6.000 de volți. Lucrând ca electrician șeftură la o instalație electrică de la Azomureș. Și când, nu intru în detalii, când era să fac acest gest, care mi se imputa mie că trebuia să verific cu creionul de tensiune, e sau nu tensiune, altcineva a deschis unde nu trebuie ușa, dar eu am mers și am vrut să pun scurcitorul mobil pe una din cele 3 căi de curent, cele 3 bare metalice, am auzit o voce. Acesta nu-i generatorul 3. M-am oprit, am zis, băi, colegilor, ce generator este ăsta? Și mi-am dat seama că nu era 3, era doar 1 de 2x2 celula subgenerator până la peretele halei. I-au ei coborât pe la 3 și au intrat la 2 și mi-au deschis. Erau 6.000 de volți, fraților și surorilor. Dacă n-auzeam vocea de la Dumnezeu, eram praf și pulbere la 6.000 de volți.
M-am dus sus în sala de comandă, am deschis Biblia, nu facem loz în plic din Biblie, dar Dumnezeu ne vorbește de atâtea ori prin Biblie, s-a deschis la Psalmul 116, versetul 15, scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Slavă Domnului! În august, când era să plec spre Statele Unite, s-a auzit un șuierat de aer care iese din avion, din cabina pasagerilor. Am fost de vreo 30 de ori, poate, cu avion transatlantic, în one way, într-o singură direcție, dar niciodată în acest pericol. Călătorii s-au ridicat toți în picioare. Call the captain, chemați capitanul, trebuie, anunțați. Am zis, gata, s-a terminat. Doamne, mi-am făcut testamentul, sunt gata să plec. Iartă-mă că am păstrat amărăciune pe doi păstori, așa, și câteva lucruri, din fericire, nu marci mici aveam de mărturisit, dar știam că Dumnezeu este în control. Aleluia. Datorită experienței trecutului. În vremurile care vor veni, vor fi vremuri grele, spune Daniel, dar cei care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari, vor sta în picioare și vor face mari sprăvi. Mărește cunoașterea intimă a lui Dumnezeu. Ce se întâmplase, ne-a anunțat capitanul ulterior, a căzut computerul de bord, presiunea a trebuit să treacă pe manual, am ajuns cu bine până la urmă. Dar de ce am vrut? Domnul Iisus este Cel care ne-a protejat și am zis două din sute, din zeci de experiențe de protecție divină. Cunoaște-L pe Domnul Iisus în forma asta și nu-ți va mai fi frică de moarte, de nimic altceva. Cine îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos ca Domn? Vă rog, nu ridicați mâna. Există o teologie care spune poți să-L ai pe Iisus ca Mântuitor, dar nu trebuie să-L ai ca Domn. Oare așa să fie? Oare Domnul conduce viața noastră? Oare asculte El? El a dat porunca de marș, mergeți! Și noi mergem, dar nu știu unde. Iisus trebuie să fie Domnul nostru de care ascultăm. Și vom fi întrebați odată, ai cunoscut cuvântul? Ai ascultat de cuvânt? Dacă mă numiți Domnul și învățătorul vostru și bine ziceți că sunt, faceți și voi ce am făcut eu. Și încă o formă și vom trece operativ la următoarele două întrebări, test. Mi-amintesc că cu mai mulți ani în urmă, cred că în 93, am vizitat Israelul. La Tel Aviv a venit la mine un tânăr și a zis, frate păstor, eu mi-amintesc de dumneavoastră, dumneavoastră n-aveți cum să vă amintiți de mine. Ați fost la noi în zona satul mare, în perioada Revoluției și înainte de Revoluție, mă scuzați, și ați spus ceva ce eu nu am mai uitat de atunci, la nunta la care ați participat și ați predicat. Și am zis, ce voi fi spus? Ce știți ce a spus? Că după cum e adevărată afirmația că cine are mireasă este mire, ceea ce a spus Ioan Botezătorul despre Domnul Iisus, el avea mireasă și era mire, dumneavoastră ați afirmat că doar cine are mire este mireasă. Și eu n-am mai uitat. Și acum vă întreb și mă întreb, îl am pe Domnul Iisus Hristos ca obiect al dragostei mele, ca mire spiritual? Doamne, ajută-ne! Amen. Cântările minunate care s-au cântat, mesajele, atmosfera mondială, semnele care se împlinesc, ne spun că vine Domnul, Maranata! Amen. Să fim gata, să fim pregătiți! Așadar, să putem să îl cunoaștem pe Domnul Iisus, nu ca în felul lumii, și noi știm lumea cum îl cunoaște, de Paști și de Crăciun și așa mai departe, ci în felul biblic, acordându-i, sigur, putem să-L cunoaștem și ca mare preot, noi ne rugăm de atâtea ori așa de superficial și credem că Dumnezeu e obligat să ne asculte, că eu zic ceva. Trebuie întotdeauna să contăm pe mijlocirea Domnului Iisus Hristos, pentru că Evrei spune că punctul cel mai important al celor spuse este că avem un mare preot care mijlocește. Domnul să fie slăvit. Următoarea întrebare rezultă din următorul verset. Versetul 17. Și toți știm acest verset, cred că. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Întrebarea ar fi cam aceasta. Odată, dacă sunt sau nu o persoană născută din nou, dar din moment ce sunt la acel scaun de evaluare a credincioșilor, sunt și născut din nou. Întrebarea este aceasta. Trăiesc ca o persoană născută din nou, lăsând ceea ce este vechi? În Coloseni, capitolul 3, să vedem, Coloseni, capitolul 3, versetul 1,
scrie cuvântul lui Dumnezeu, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Mă gândesc la lucrurile de sus, cum să se vestească Evanghelia mai bine, cum să fie salvați oamenii din păcat și pierzare, sau mă gândesc la lucrurile de jos. Domnul vrea să ne dea niște cununi fiecăruia. Și noi de atâtea ori ne aplecăm în jos în loc să privim în sus. Doamne, ajută-ne să trăim ca niște oameni născuți din nou, care se gândesc la lucrurile de sus, la obiectivele lui Dumnezeu, la nivel național, dacă vreți, la obiectivele pe care Dumnezeu le vrea să le aibă cu România. Și eu cred că Dumnezeu, ceea ce a făcut în decembrie anul acesta, la 25 de ani de la Revoluție, are o anumită intenție specială cu România în mijlocul națiunilor lumii. Sperăm aceasta să se concretizeze cât mai repede. Așadar, să fim ființe noi și să trăim pentru Dumnezeu. Mi-amintesc că un bătrânel, vorbeam într-un cămin cultural undeva din județul Mureș, lângă Reghin, lângă Iernut, despre nașterea din nou și a zis, domnule Iacob, eu sunt un bătrân, pe cărările inimii mele au trecut atâtea căruțe, cum mă mai pot naște din nou? Vorbeam de nașterea din nou și apoi trăirea ca un om născut din nou. Și l-am întrebat, domnule Toader, domnule, ce părere aveți dumneavoastră dacă la îndemâna dumneavoastră ar fi aceeași putere care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți? Credeți că ar putea să vă învieze și pe dumneavoastră la o viață nouă, să vă nască din nou? Și a zis el, încă așa ceva aș crede. Și am citit din Efeseni că la îndemâna credinciosului este Duhul cel Sfânt care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți. Deci nașterea din nou este facilitată dacă ne lăsăm pătrunși, străpunși, convinși și tot ceea ce face Duhul Sfânt în viața noastră. Ultimul lucru, și despre asta nu va trebui să vorbesc mult, pentru că mi se vorbește, cred că, în fiecare duminică, ți-ai asumat marea trimitere? Parcă v-aș întreba ce slujbă aveți pe aici, pe la Oradea. Ce slujbă aveți? Știu că fratele Daniel Bodog, el cântă, vestește Evanghelia, așa și alții. Avem o slujbă. Știm care este această slujbă după textul care ni s-a dat? Toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, se spune în versetul 18, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat o slujbă. Slujba pacificării, slujba împăcării, a împăcării dintre om și Dumnezeu și a împăcării dintre oameni. Oare mi-am asumat această slujbă? Am fost anul trecut, prin noiembrie, într-o misiune pe termen scurt în India. Prin harul Domnului, mă rugasem de vreo 2 ani de zile pentru o astfel de deplasare, o astfel de perspectivă, pentru un grup etnic. Foarte interesant, trebuie să vă spun lucrul acesta. Eram la o conferință de emisiune la Valea Drăganului și un bărbat predicator străin a derulat între noi, pe un culoar care era la mijloc, un sul pe care au scris grupuri etnice. Și a zis, vă rog să vă apropiați și să identificați pe acea hârtie un nume de grup etnic sau două, pentru care să continuați să vă rugați de acum încolo cât veți trăi, cât veți putea, cât veți dori să o faceți. M-am apropiat și eu. Și când mi-am aruncat privirea asupra hârtiei, unde erau mii și zeci de mii de nume de grupuri etnice neevanghelizate, popoare, am văzut un nume acolo. Beni, B-E-N-N-Y, Beni. Pentru mine a fost ca o revelație. Pentru că băiatul meu cel mare are prenumele Beni. Și am zis, Dumnezeu vrea să-mi spună, ca eu să mă rog pentru acele grupuri etnice, pentru acei străini, cum mă rog pentru proprii mei copii, că noi suntem egoiști și totdeauna îi luăm la rând și ne rugăm. Unii prezentăm și numeric, 17 plus 2, plus 1 și așa mai departe, înaintea lui Dumnezeu. Dar oare pentru străini ne rugăm? Și începusem cu 2 ani în urmă să mă rog. Am aflat că grupul etnic acesta Beni e în India. Și am ajuns, vorbeam chiar aici la Alina, eram, mă întreabă băiatul cel mic, vrei să mergi, tăticu, să vii în ianuarie 2015 cu mine în India? Dar zic, tu cum de te duci acolo? Păi ce cu serviciu, merg cu șeful să angajăm niște indieni,
Și am zis, mă ajute, dar nu știu când și cum. N-au trecut două minute și un frate m-a sunat, vii cu mine în India? Ei, a fost o călătorie absolut emoționantă din nord, într-un punct unde nordul lor e ca Oltenia noastră, într-un anumit grad de comparație. Biserici creștini persecutați de biserici, ce să vorbim, că sunt foarte puțini, iar în sud, când am mers la o misionară care e implicată într-un proiect al unei biserici, am fost într-o biserică de 10.000 de persoane în India. Transmitea live la televiziune, în zona locală, programul. Dar sigur, ei sunt 1.400.000 sau cât sunt de oameni. Deci este loc pentru implicare. Ce am vrut să spun? Trebuie să ne asumăm marea trimitere. Amin. Trebuie să pot să spun, da, am pus mașina mea la dispoziție, am pus banul meu la dispoziția Domnului, m-am pus pe mine însumi la dispoziția Domnului, în așa fel încât atunci când voi fi întrebat ce ai făcut, cât ai trăit pe acest pământ, vreau să te răsplătesc. Dar vreau să te răsplătesc după adevăr, vreau să te judec, să te evaluez în mod corect, nu cum fac de multe ori judecătorii sau profesorii sau noi ca părinți. Va trebui să spun. Și haideți să repetăm întrebările și apoi ne vom ridica, să ne și ridicăm în picioare, vom face o rugăciune, să repetăm întrebările care cred că le-ați putut lua ca din partea Domnului, nu ca din partea unui om. În primul rând, versetul 14, întrebarea este, care este motivația vieții mele? Ce mă motivează să fac ceea ce fac? Care ar fi răspunsul? Dragostea lui Hristos. Versetul 15. Pentru cine trăiesc? Trăiesc pentru Hristos. Trebuie să pot să spun asta, altfel sunt descalificat. Versetul 16. Cum îl cunosc pe Hristos? În felul lumii sau în felul biblic? Slavă Domnului, îl cunosc în felul biblic. Următorul verset. Sunt o făptură nouă care am lăsat lucrurile vechi și trăiesc în perspectiva veșniciei, gândindu-mă la lucrurile de sus, promovând proiectele lui Dumnezeu? Domnul să ne ajute. Mi-am asumat marea trimitere? V-ați asumat-o ca biserică? Fiecare individ să o facă și întotdeauna se poate și mai mult. Doamne ajută-ne să ne rugăm!